Sunt doar o parte dintre versurile scrise de Bucur Demetrian, care s-a refugiat, așa cum spun colegii lui, acum 5 ani, în lumi netrăite. În memoria lui, actorul Valentin Mihali a citit din poemele sale, iar Paul Arețu, Cornel Mihai Ungureanu și Nicolae Coande au evocat personalitatea poetului. Noroiul curge pe fața mea după luptă, o lumină în beznă, șobolan și insecte sclipesc în rețea de cenușe. Cei prezenți au promis că dacă vor beneficia și de ajutorul familiei Demetrian, vor reuni poemele sale într-o antologie care să redea publicului profilul celui care a fost Bucur. Gravitate, un amestec de credință naivă, toate acestea fiind produsul unui intelectualism de excelentă factură. Rolul său de profesor la Școala Traian, unde am aflat că și colegii, dar elevii mai ales, ceea ce e lucru mare, îl îndrăgeau, pentru că era un om care disemina cultură și plăcerea lecturii. A fost dat uitării de 5 ani din momentul în care a dispărut. Chiar mai înainte de a dispărea fizic, în perioada în care era bolnav, el a intrat într-o eclipsă. Poate că făcea doar figuri de stil când scria versuri precum Limbile prietenilor împrăștie veninul sau Cuțitele prietenilor în carne, în inimă, și multe și altele de genul ăsta. Ei așteaptă căderea, pândesc la colț de stradă, pata de ulei, sângele bolborosind în cerul gurii, în locul cuvintelor. Ei sunt vânzătorii limbuți, dănțuitorii în ape stătute, în cămări mincinoase, oglinzile sunt cufundate în draperii. Bucur Demetrian a absolvit liceul Nicolae Bălcescu în 1970 și Facultatea de Filologie Craiova în 1974. A fost profesor de limba și literatura română la Școala 2 Traian din Craiova și redactor asociat la revista Ramuri din Craiova.